Penultima etapă a turului Divizei Naționale a programat în Valea Domanului derbiul bănățean CSM Reșița Politehnica Timișoara. Nu trec decât 41 de secunde, Almășan respinge imprecis până la Pușcaș, acesta centrează și de lângă Stoicov, fără preluare, deschide scorul în entuziasmul celor 6.000 de spectatori prezenți la meci. Oaspeții ies la atac, beneficiază de o lovitură liberă de la 30 de metri, însă șutul lui Varga ocolește poarta apărată de Boșca. Iureșul gazelor continuă, Marcă primește o pasă de la Pușca și trece de Andreaș, însă șutul este prea slab pentru a-i crea probleme deosebite lui Almășan. Singura modalitate de a pune în pericol poarta reșițeană rămâne lovitura liberă executată de Varga. De această dată, traiectoria mingii ocolește mult poarta. În faza imediat următoare, șutul lui Cepoi din marginea careului are o periculozitate mult mai mare, dar Almășan blochează. Același Cepoi trage violent la poartă și Almășan deviază în corner. Lovitura de colț este executată de Pușcaș și șutează, respinge Macavei, șutează din nou Marcă și Varga respinge de pe linia porții. În minutul 67, Bărbosu combină cu Varga, face câțiva pași, șutează de la 25 de metri, nu prea tare, însă plasat și 1-1. Cu minus 8 la adevăr și 1-1 pe tabela de marcaj, reșițenii încearcă înscrierea unui nou gol, dar foarfeca lui Si ocolește poarta. La cealaltă poartă, Covaci pune cu călcâiul o minge pentru Ovidiu Lazar, care trage din poziție bună, însă slab și pe lângă poartă. Ultima acțiune periculoasă a meciului aparține lui Lazarovici, care după ce primește o minge în adâncime, face stop pe piept, rămâne singur cu Almășan, însă portarul timișoran reușește să devieze în corner. Rezultat final CSM Reșița Politehnica Timișoara 1-1.